Bună ziua și bine ați venit la Biblioteca Municipală, manifestarea de astăzi, sub semnul unei astfel de carte. De data aceasta, autor este domnul profesor Ioan Dobreanu, cu cel mai recent roman al domnului sale, Singuraticul. Într-un început, o să dau cuvântul domnului primar să ne prezinte mesajul domnului sale. Să rămână bună ziua tuturor! Bun găsit la o nouă activitate culturală aici la Biblioteca Georgiana Domnului. Salut această apariție, salut pe domnul profesor Dobreanu. Ne bucurăm că, iată, manifestări din ce în ce mai dese, din ce în ce mai bine de conținut, au loc în această citadelă culturală a municipiului Roman. Și astfel de lucruri nu pot decât să dea substanță, nu pot decât să întărească acest mediu cultural din municipiul Roman, să aducă un plus pentru entitatea noastră, pentru că orice lucru gândit, simțit și apoi împărtășit nu face decât să lege mai strâns, să dea romanului o nuanță culturală puternică și mereu, după cum a și fost, să-l mențină, ba mai mult, chiar să-l ridice în cele mai înalte paliere de desfășurare, uneori în domeniul literar, cum este și această activitate, alteori în cel al artei plastice. Important este că lucrurile se petrec, se petrec bine și frumos și nu putem decât să salutăm acest lucru. Vreau să-i urez și multă sănătate domnului profesor Dobreanu, ca și dumneavoastră, tuturor celor prezenți aici, pentru că în antiteză cu titlul Singuraticul avem nevoie de foarte multe discuții împreună, de a ne împărtăși gânduri, idei și simțiri. Și iată că acest lucru se întâmplă. Salut activitatea de astăzi, mă bucur foarte mult să pot fi din nou alături de dumneavoastră și sigur să mai gustăm un pic din ceea ce se numește manifestare culturală la Roman. Sănătate, bucurie și Doamne ajută tuturor celor prezenți aici. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule primar! Îi salut pe toți invitații și pe cei și pe romașcani și pe nemțeni și pe ișeni. O să îi prezinte domnul Dimitriu pe fiecare la rândul domnului sale. Pentru început, cu permisiunea dumneavoastră, așa cum v-am obișnuit, o să vă spun câteva din conotațiile acestei zile de 19 octombrie. Este ziua în care s-a născut în apă Sfințitul Teofan, ziua în care a murit scriitorul român Mihai Sadoveanu, membru al Academiei Române, a fost dramaturgul român, director al Teatrului Național din București, Alexandru Davida, ziua în care s-a născut geograful și geopoliticianul român Simeon Menedinț. De asemenea, tot astăzi s-a născut scriitorul nemțean Dumitru Almaș, a murit scriitorul Cid Mihăiescu, a murit scriitorul englez Jonathan Swift, s-a născut inventatorul Auguste Lumière, considerat părintele cinematografiei, și tot astăzi, pe 19 octombrie, a murit bacteriologul Victor Babeș, membru al Academiei Române, și a murit poetul român Ioan Stratan. O să rog acum pe domnul Dan Dimitriu, inițiatorul acestei manifestări, să facă oficiile de anfitrion. Vă rog. O să stau jos pentru ca să ne vedem toți și să considerăm ca o... Nu masă rotundă. Ca un simpozion literar și ca o, hai să zic, ca o demisiune hepsitică. Cu permisiunea dumneavoastră, voi stați jos. Vreau la început, deci înainte de a lansa cartea, să facem... să vă prezint invitații. Invitații sunt domnul Lucian Strochi. De ce cum
m-a trebuit să stau jos. Așa, da, stau jos să ne simțim ca la cenacul literar. Domnul Emilian Marcu, poet, scriitor. Nu pot să stau jos în fața... Ba da, pot să stau jos. Te rog frumos ca la cenacul literar. Domnul profesor A.M. Ciolanu. Domnul primarul Bunășteștaiei și scriitorul, cel care este autorul acestui roman pe care astăzi îl vom prezenta, domnul Ioan Dobreanu, profesor de literatură română. Ceea ce vreau să scot în evidență înainte de a face lansarea într-un pentru scurt, să aduc un elogiu și un laudațiu pentru toți cei care s-au implicat direct în refacerea și restaurarea acestui imobil, adică Casa Ioachim, iar ulterior legal semnat și devenit Biblioteca Municipală George Radu Meritor. Aveți în față edilul orașului, aveți în față pe cel care a semnat actul de naștere al Instituției George Radu Meridon, domnul Lucian Stroci, profesor, critic de artă, poet, scriitor, dramaturg, etc., că sunt multe de povestit despre domnia sa. Vreau să mulțumesc atât celor care ne-au ajutat material, spiritual și care ne-au impulsionat în activitatea noastră literară a atât a societății culturale Tercida, cât și a editurii Papirus Media, tuturor ca persoane vreau să scot în evidență faptul că domnul Vasile Barcan ne-a ajutat foarte mult, doamna familia Stejar, doamna și domnul este de față aici, Tănase Alin, Tudor, de asemenea și părinții domniei sale. De asemenea, vreau să scot în evidență pe cel care m-a impulsionat și n-am să-l uit niciodată, este părintele Gorbănescu, care este de față. De asemenea, doamna Cecilia, domnul profesor, scriitorul romanului de astăzi, Ioan Dobreanu, domnului profesor Andone, care de asemenea m-a stimulat și mi-a întrebat un și mi-a zis Dane tot înainte, cred că nu greșesc, domnul inginer Beloiu, care este de față, care ne-a ajutat și ne ajută oricând, la orice oră din zi și noapte, pe trup și suflet cauzei. Și poate sunt mult mai mulți alții, dar de asemenea pe părintele Florințiu Scamu, care nemijlocit și ca un bun prieten, totdeauna mi-a cerut concursul, i-am cerut părerile în raportul de literatură, de prezentare în domeniile culturale. Ne leagă cu toți, care marea majoritate care sunteți aici, sunteți prieteni de suflet. Și ăsta, lucrul ăsta este cel mai important, că putem să continuăm ceea ce au făcut înaintașii noștri, adică au ridicat nivelul cultural al orașului român. Și de aceea vreau în încheiere să aduc mulțumirile deosebite și respectos în al preasfințitului Ioachim Băgăoanu, cât și a monseniorului Gherghel. Vă mulțumesc! Iar acum dau cuvântul domnului Lucian Stroci de a face prezentarea cărții. Eu vreau să încep cu prezentarea cărții și cu un soi de laudatiu pentru acest ținut moldav, care iată dă valori atunci când nu te aștepți.
S-a crezut că Romanul este un oraș muzical prin excelență. Și când te uiți într-un dicționar muzical, vezi că Romanul e capitala României și nu alte orașe. Numărând compozitorii și, evident, valoarea lor. Dar astăzi, venind spre Roman, m-am gândit că orașul care are patru prozatori viabili și a fost, repet, un prim gând, și anume pe Violeta Lăcătușu, pe Alexandru Nicăină, pe Ioan Dobreanu și pe Dan Gabriela Tăpescu, este un oraș foarte sigur, are toate punctele cardinale. Și profit de faptul că e de față domnul primar, eu știu cât de receptiv este atunci când e vorba de cultură, și aș veni cu o sugestie. Îmi pare rău că în clipa de față nu sunt romașcan, pentru că ar fi fost firesc să vină din partea unui romașcan. Dar acceptați-mă pentru o clipă cu acest statut. Căutând un loc de parcare, am văzut că biblioteca are un spațiu minunat. Nu e sugrumat, foarte frumos. Și mă gândeam ce ar fi dacă pedalele acestea din fața primăriei s-ar găsi numele, măcar unor scriitori romașcan. Să începem cu cei în viață. Mă iertați, fața bibliotecii. Eu le și vedeam pe asta, deci în fața primăriei. Și mă gândeam la faptul că dacă actor e un stel, dacă, știu eu, muzicanții au alte avantaje, de ce în fața unei biblioteci sau în preajma unei biblioteci nu s-ar găsi aceste cum să le numesc, urme ale eternității. Și atunci, Ioan Dobreanu ar fi un nume, iată, văd multe alte figuri. Nu-mi imaginez orașul roman fără Flora Oldeac, iertați-mă, o cunosc de o viață. Deci sunt atâtea valori cât e păcat ca cel care vine, chiar dacă e elev, chiar dacă e prima dată în contact cu o carte, să știe că aici sunt oameni, că aici se creează, că Roma nu este un oraș cultural, pentru că multă vreme Roma nu a fost considerat mai mult un oraș industrial. Se vorbea de zahăr, se vorbea de umană, se vorbea de țel, se vorbea, dar mai puțin despre cultură și era o mare nedreptate. Și atunci s-a regăsit în această cultură implicită și profesorul Arnone, și cine vreți dumneavoastră, și comunitățile și așa mai departe, și toți cei care fac. Iar pentru că domnul primar m-a corectat, eu zisesem în fața primării, poate că și în fața primării ar merita să fie niște oameni politici cu adevărat de când e Romanul și până astăzi. Pentru că dacă vreți, Gara de Nord are șef de gară puși unul după altul, indiferent că au fost sărăniți sau regional sau ce mai fost ei, dar sunt unul după celălalt. După cum am văzut mai nou moda foarte frumoasă în licee ca șefii de promoție să fie trecuți pe așa ceva, eu cred că nu e cu nimic mai puțin adevărat ca aceste nume să fie. Spun acest lucru pentru că în ultimul timp, oarecum neașteptat pentru mine, am fost obligat, și puneți cuvântul în limele, să citesc niște cărți de proză foarte bune, uneori în manuscris, sigur și de poezie, dar astăzi ne referim la proză. Și mărturisesc că, în cazul domnului Dobreanu, era și o datorie de onoare, pentru că domnia sa scrisese despre povestirile mele, despre absolut fiecare povestire,
așa, pe scurt, mai pe larg, mai pe, pe extrem de aplicat, mult peste nivelul comun obișnuit și atunci am citit cartea cu un interes deosebit. Am vrut să văd în ce măsură criticul reface operația inversă, redevine creator, nu așa cum spunea Călinescu, că ajungem critici după ce am ratat câteva genuri literare, poezie, proză sau ceva. Și m-am găsit în fața unui valoros romancier picaresc, cu un caleidoscop al mediilor geografice, dar și sociale deosebit. Un autor, aș spune, total. Realizând unul din puținele romane de această factură. E foarte greu să scriu un roman total. Pe fața cărții și pe coperta 4 se găsesc foarte multe aprecieri. Unele, dacă veți, apare contradictorii. Dar sunt foarte adevărate. Le-am scris după o adâncă meditație. Este un roman psihologic, este un roman istoric, este un roman citadin, este un roman rural și așa mai departe. Și în egală măsură, cineva se poate întreba cum să fie și citadin și rural. Așa este. Pentru că până la urmă, scriitorul acesta are această capacitate. Țin minte că eu l-aș face cetățean de onoare al Bilborului, pentru că are cele mai frumoase pagini scrise despre Bilbor. M-am uitat pe carte să văd unde este acest Bilbor și dacă este adevărat ce spune acolo. Și, mă rog, am ajuns la concluzia că este un autor de tip Sadoveanu, într-un anumit sens. Toată lumea îl revendică. Dacă te duci cu Sadoveanu în Ardeal, spune, păi, de-al nostru. Dacă te duci în Oltenia, zice, păi, taică-s-o era Oltean, e de-al nostru. Dacă te duci în Neamț, e de-al nostru, la Plăticeni, iarăși. Dacă te duci în Delta, Sadoveanu e peste tot. Așa cred că acest traseu, atât inițiatic, cât și de conquistador a profesorului Dobreanu, îl face să fie, cred că dacă l-ar cunoaște vienezii, ar zice că e de-al nostru, ieșenia spune e de-al nostru și așa mai departe. Foarte bună calitatea frazei a textului, curge firesc, deloc împiedicat, în așa fel încât intri foarte ușor în lumea romanului. Dar pentru că, dacă nu trebuie venise cu ideea unui coloviu, eu spun că n-are rost să epuizăm pe rând subiectul, dimpotrivă să primim provocări și chiar dacă n-am se va supăra pe mine că îi răpesc pentru o clipă calitatea de moderator, am să luăm pe prietenul nostru comun, Iulian Marcu, și el un prozator și un poet. Apare de atunci numai ca poet. E un prozator de mare forță să continue sau să mă contrazică sau să spun oricum ceva mai inspirat decât m-a făcut pe el. A vorbit Lucian Stroic, nu se mai poate și așa că voi începe și eu cu niște cuvinte, nu neapărat de laudă, niște cuvinte frumoase pentru profit de faptul că este de față domnul primar, dați-mi voie să-l salut, să vă salut pe dumneavoastră, profit de faptul că este domnul primar aici, aș fi putut să fie, dacă se putea și câțiva consilieri ca să le transmit. Sunt. Da, mă bucur. Dacă sunt foarte bine, ați făcut un lucru absolut excepțional, redând publicului romașan și nu numai romașan, această clădire, care este un monument de artă. Cred că nu-și avea alt rol decât să aibă în custodie, în posesie, cartea. Ați făcut un lucru minunat, un lucru deosebit, ați lucrat. Cine a lucrat cu foarte mare atenție,
până la detaliu, ceea ce este un lucru rar, mai ales în ultima perioadă. A fost păcat, domnule primar, ar fost păcat să nu se realizeze acest lucru de excepție pentru o bibliotecă publică, așa cum spunea domnișoara director, că este una din primele sau prima bibliotecă publică din țară, o bibliotecă apărută la 1880 și această chestiune nu putea să aibă decât o asemenea clădire. Vă felicit și eu, ca vechi și fost bibliotecar, vă rog să primiți mulțumirile mele pentru cititorii care vor poposi de-a lungul timpului. Ideea domnului Lucian Stroche este absolut binevenită. Adică chiar cele două idei cu o alee, nu neapărat a clasicilor, o alee a scriitorilor care au trecut, s-au născut, au locuit aici și cei care locuiesc. Pentru că mereu facem câte ceva pentru cei care au fost, uitându-i pe cei care sunt. Așa este. Să facem cât mai mult și pentru acești oameni, pentru că nu știu dacă țările de la Roma vor rămâne în eternitate, dar sunt convins că măcar unul dintre toți scriitorii care sunt astăzi în Roma sau care au fost în Roma, va reprezenta ceva pentru posteritatea acestui neam. Și asta este foarte bine. Ideea cu politicienii, iar este foarte bine. Să faci o alee a politicienilor acolo. Cine vine în Roma să intre în contact cu lumea care a fost, care a fost o lume adevărată și merită să fie cunoscută. Îl salut pe... Aici nu s-a spus că această carte a apărut la sau sub protecția Societății Culturale Clepsidra, reprezentată pentru mine de preotul Cornel Paicu, un poet de reală forță, de real talent, un poet care poate oricând rivaliza cu foarte mult dintre poeții contemporani în vogă. De asemenea, îl salut pe prietenul meu de 150 de ani, pe Dubu, Alexandru Mierilă, care tot timpul stă așa retras și face o figură cu totul aparte. Dar este un om extraordinar și foarte talentat, un prozator, așa cum spunea Lucian Stroi, de reală favoare. Pe prietenul meu, Mihai Știrbu, îl salut. Eu am foarte mulți prieteni roman pentru că din onul dumneavoastră. M-am născut foarte aproape de Roma. M-am născut la Heveștene și nu în copilăria mea, nu sunt chiar atât de bătrân, dar sunt suficient de bătrân. Înainte de existența mea, Romanul era capitală de județ, ceea ce ar trebui să fie și într-o viitoare nouă reorganizare teritorial-administrativă. Este cu siguranță un oraș emblematic pentru Moldova. Nu este, nu dau acum nume, îl jignesc pe prietenul meu. Piatra Neamțul nu cred că este, ar fi trebuit să fie capital de județ, după părerea mea. Da, mă rog, nu eu decideam. Romanul cu siguranță merita și dacă se va face o nouă orientare administrativă, sunt convins că organele, factorii locali, politicieni, primari, consilieri, vor milita și vor avea câștig din cauză să fie roman capitală de recensice. Acum să vă spun câteva cuvinte despre romanul Singuraticul, scris și publicat de profesorul Ioan Dobreanu. Cu proza domniei sale am intrat în contact mai de mult. Are un alt roman, Mărturisirea, care mi-a incitat și m-a provocat atenția, despre care am și scris în revista Convorbe Literare, în vreun an de zile, nu mai țin nimic, dar am scris.
I-am și transmis domniei sale, nu știu dacă mesajul meu a ajuns la domnia sa, dacă nu îi transmis, îi spun acum că am publicat în popor literar. La fel voi proceda și cu această carte. De fapt, Singuraticul, acest roman, așa îl văd eu, este o continuare a celuilalt roman. Este o continuare pentru că cu mici abateri, acțiunea se desfășoară ca în aceleași medii. Bilbor apare și în primul roman, când trec cei doi fugari, așa zis, fugari de acolo, la vata Domnei apare părintele Serafim, preotul de acolo, din vata Domnei, care îi trimite la facultate, îi întreține și așa mai departe. Deci, întreține pe profesorul de filozofie, care spun din vorbesc, n-am mintit să nu credeți că m-am pregătit în mod special. Așa. Dar faptul că mi-au rămas acele scene este foarte, foarte bine. Adică, cartea m-a capacitat. De asemenea, multe lucruri se petrec în Patra Domnei, ca și în celălalt roman. Transferul de la Patra Domnei spre Iași, spre București, spre Cernăuți se produce și în romanul Singuraticul, așa cum se întâmpla în romanul Mărturisirea. Dar ca să nu vă țin prea mult de vorbă, eu sunt un tip care vorbesc cam mult și cam dezvânat în cele tare. Mi-am scris un scurt articol, hai să-i spunem așa, despre romanul Singuraticul, pe care am să-l citesc și am să-i rămânesc domnului profesor ca să aibă înainte de a apărea în revista Convertul Literar. Un roman în foarte multe trepte, i-am spus eu. Romanul Singuraticul, scris de profesorul Ioan Dobreanu, vine în prelungirea unui anume mod a primului său rămas Mărturisirea, roman despre care am scris și în revista Convertul Literar. În mare se păstrează o parte dintre locuri de desfășurare și chiar ideea de bază, aceea a luptei împotriva comunismului. După terminarea lecturii, ai sentimentul că te afli într-o imensă expoziție în care tablourile cu scene din viața personajelor sunt frumos înrămate și pictate în relief, să le poți urmări cu privirea, dar să le pipăi cu buricele degetelor. Întins pe o perioadă de aproape 100 de ani, romanul Singuraticul încearcă să elucideze foarte multe fenomene petrecute de-a lungul timpului în zbuciumata istoria Moldovei, în primul rând, dar și a României și a popoarelor vecine, Austria, Ungaria, Ucraina, Rusia, popoare care, cu care am intrat în conexiune mai fericit sau din cele mai multe ori nefericit. Trecând peste diferențele de credință, dar și de apartenență, romanul debutează după o întâlnire a unor colegi de liceu și de aici întreaga sagă românească și nu numai. Prozatorul are un punct special în a nara faptele și întâmplările, care de care mai interesante, care de care mai dramatice, încât cartea nu o poți lăsa de mână imediat cum începi să o citești. În fond, romanul este rodul unui blestem, a unui blestem din dragoste, care capătă punere în practică și se răspunde asupra unui șir lung de generații. Cu o frecvență aproape matematică, femeile, în mod special din familia Meram, o familie cu sânge nobil, dar și o parte dintre bărbați aleși de soartă, sfârșesc tragic. Un șir imens de morți și de mormântări, de drame care vin să împlinească acest blestem, se derulează pe întreg conținutul romanului, ca și cum ai avea sentimentul că te afli în fața unor cronici ale dramelor de nevul mediu. Deși dotate cu o bunătate sufletească și spirituală de înaltă ținută, cu veleități spre muzică, în primul rând, personajele nu reușesc până la aproape de final să scape de sub aripa blestemului. Este acest roman un roman psihologic, așa cum spune și scriitorul Lucian Stroi în prefață, cu siguranță că este. Chiar din titlu te duce cu gândul spre un asemenea mod de abordare, chiar frontală, dar este. Șirul întreg de trăit, de la iubiri pătimași, iubiri la prima vedere până la drame abominabile.
Personajele sunt abandonate de scriitor în această morișcă a destinului, dinainte stabilit, destin care se răsfrânge și asupra unor generații care sunt legate prin sânge, dar și printr-un testament. Este acest roman, un roman de dragoste, cititorul își va da seama, după lectura lui, că are în față cartea unui prozator care știe să realizeze scene de trăire emoționantă, memorabilă, cu manifestări ce aparțin de un alt timp, încărcate de emoții cu totul special. Este un roman, un roman social? Sigur că da, este un roman istoric și asta se poate spune pentru că sunt tușe cu trimitere la o întreagă cavalcadă de fapte și de date despre țări și personaje istorice. A se vedea cum este tratat domnitorul Grigore Ghica al III-lea, cel al cărui destin este legat de soarta Bucovinei. Cu bune și cu rele. Este un roman turistic? Sigur că da. Desele plimbări, în toată Moldova de Nord, prin Bucovina întreagă, prin Ardea, prin Austria, prin Italia și prin alte locuri, ne fac să percepem acest roman drept unul cu caracter turistic. Este un roman al intelectualului rafinat, iubitor de literatură, pictură, dar mai ales de muzică? Sigur că da. Sunt comentarii multe despre muzica unor mari compozitori și apar și personaje de un talent remarcabil în arta muzicii. Mai multe plecări ale personajelor spre lumea astrelor se produc în preajma muzicii. Iar întreaga axă a romanului se derulează pe balada lui Ciprian Pomitescu, acea melodie de genul, considerată pe drept cuvânt imnul de suflet al Bucovinei întregi. Dar acumulând toate aceste romane într-un singur cuvânt, este un roman și profesorul Ioan Dobreanu este un prozator solid care știe să construiască arhitectonic. Acest roman mi-a și zgândărit și oarecare sentimente speciale, pentru că sunt câteva scene ce se desfășoară într-un mediu care îmi este foarte familiar. Lunga Siretului, la Șcheia, Miclăușeni, localități pe care pe unde s-au plimbat și pașii copilăriei mele, făcând să mă regăsesc acolo. Cei aproape 100 de ani de dramatice trăiri și traversări într-o lume mai mereu ostilă, fac în așa fel ca personajele, nu spun principale sau secundare, pentru că în felul lor toate sunt principale, fiind continuatoare ale unui personaj emblematic, contele Iosif Miran Senior. Această dramă, cu prelungire printr-un secol, va lua sfârșit, abia după, cum spune autorul, lovitura de stat din decembrie sau revoluție, cum se mai spune, atunci când testamentul lăsat de călugărul franciscan, alias Iosif Merlan, va fi pus în legalitate și folosit în scop umanitar de strănepotul său, Doru Dornescu. Acesta va face ca blestemele transmise din generație în generație să ia sfârșit, iar viața acestor personaje să nu mai depindă de un blestem, de un destin dirijat, ci de pronia cerească. Sunt multe de spus despre acest roman complex, multe de remarcat, dar cel mai bine o pot face cu siguranță cititorii, pentru că ei înțeleg mult mai bine mesajul acestei cărți. Domnule profesor, domnule prozator, domnule romancier, dați-mi voie să vă felicit pentru această realizare, să aveți cititori pe care merită romanul, adică cât mai mulți cititori. Vă felicit! În continuare, voi da cuvântul Monumentului de Cultură din Târgu Romanului, Chiedu și Târga Romanului, domnul profesor Amet Ciobanu. Dar înainte de a-i da cuvântul, vreau să-mi permiteți să mai spun câteva cuvinte. Acum câțiva ani de zile, datorită unui mare sufletist și membru al Societății Culturale Prepsidra, noi am fost la câmpul Mușcel. De la câmpul Mușcel au venit cei pe care eu i-am invitat și anfitrionii noștri de atunci, iar când le-am reîntors vizita la câmpul lung, unul din marii epigramiști
și caricaturiști. Prieten cu domnul profesor Ahmed Ciobanu, și de asta am vrut să-i fac surpriza astăzi, a primit un tablou. Și vreau să-i ofer. Cu stimă și dragostele domnului profesor Ahmed Ciobanu, un împărtimit nou și mereu tânăr. Mitroi Gheorghe, prietenul dumneavoastră de la Câmpul Mircea. Gata, am primit să vin ofer astăzi într-un cadru public, tocmai ca să dau putere și mare acelui gând curat pe care îl are domnul Mitroi față de dumneavoastră. Vă mulțumesc, domnul profesor. Și acum vă dau cuvântul. Stați jos! Pentru o clădire cu așa turn frumos, vă stau jos. Merită să luați loc. Cui dau microfonul? Mie așa dumnealui. La noi. Stimați moșatini, întruniți într-o șezătoare moșatină, într-o zidire prea moșatină, știți bine veniți și iertare că repetiția mater memoriei este. Nu pot să nu mă mai opresc o dată și să apreciez marea realizare a urbii noastre, care este reîntâlnirea cu această refăcută și ridicată la altitudine mai multe cât este poate turnul, și care este biblioteca Casa Ioachim, Casa Melinon, discurs biblioteca al urbii noastre. Felicitări orașului, felicitări starostului, care au și gospodarilor de la primărie, felicitări gospodinilor de aici, de la bibliotecă, și să nu uităm, îmi pare rău că nu-i starostele aici, practică în felul ăsta m-am reușat să mă mai împac cu dumnealui. Dumnealui ține cu mește romanul, eu țin cu Miorița și deci tătă nezăbava lucrurilor. Revenim la ce și noi astăzi dorim să comentăm. Am fost luat de fuga Volkswagen-ului, a pilotului meu, care tot de lângă Volkswagen de afară stă, și nu știu dacă odată și acest alchimist al cuvântului, care este Luci, Laus Luci, l-a întors pe toate părțile pe autor, numai sunt de lucrare, și pe o parte, și pe alta, în toate epopetele gândire, ca un alchimist, cum îi spunea Madreaurea, acest și omul poate crea a creativității. Luci, care l-a tratat de maximum, de nu de la A la Z, de la A la V dublu. Și dacă mi-ai dădeai voie și mai era alfabetul mai lung, chiar și alfabetul chinez, deci alfabetul chinez răscurit din chineză, ați gândesc mai departe. Parafrazez o expresie a maestrului George Pascu de la Iași, care pe când trăia, spunea despre cineva cu care colabora, dumnealui, dacă îi pui un camion în față, vorbește o săptămână despre el. Adică surprinde subtilități care altfel pe fuga noastră cotidiană nu le observăm. Și eu desigur că după o așa analiză făcută de cei doi comentatori și de cei care a prefațat volumul, nu poate decât să iau volumul și să merg cu el, desigur, uitându-mă la titlul care amintește Singuraticul, și când mi-aduce aminte titlul ăsta de singur dintre poeți,
Arimare Soarescu. Aici suntem singuri printre băieți, fiecare băiat din dumneavoastră, cu naramă dumneavoastră literar și artistic, singuri printre pereți, dar nu pereți cum e zidul Berlinului, sau zidul care se ridică acum lângă Londra, sau zidul din Sfântă Ghimpată din Ungaria, și ziduri făcute din o cărămidă de gândire și sensibilitate, care este o bibliotecă. Și luând cartea, cum spuneam, de fugă, având în vedere și vârsta mea, mi-aduc aminte când aveam dialoguri cu maestrul Irinescu, mie îmi zice ciopănele și lui își spunea moșulică. Acum mi se pare că am trecut eu în numele dumnealui, iar dumnealui a trecut în Olimp. Și eu, din cauza acestei vârste, mă opresc la una din băncile, din frumoasele bănci din jurul bibliotecii. Nu se poate citi o astfel de carte pe o bancă. O astfel de carte se citește într-un ritual, într-un ritual artistic, într-un ritual romanesc, dacă nu cumva chiar romantic. Și stând acolo pe bancă, mă uit la lucrare. Toată admirația mea pentru tipăritura realizată. Laus editurii, Papyrus Media. Laus, de asemenea, celor doi care au pregătit o copertă foarte mult gândită. Mă refer la cei doi ai editurii, respectiv seniorii Paiu și Dimitriu. Mă gândesc la redactorul care a hotărât ca această lucrare să capite așa o înfățișare din Mește Romanole. Și mă gândesc la Micăilă și el mănuitor și toți trei mănuitori de Condei. Și este deci o carte care întâi și întâi o admir ca pe o catedrală de afară. Pentru că apoi se pătrunză înăuntru și să rămâi uimit de ce poate cuprinde această catedrală. Și acolo pe bancă și-am admirat. În primul rând mi-a tras atenția coperta. După mine, coperta unei cărți are funcții de ADN. Tot ce are ca esență o carte, dacă coperta e bine gândită și reușită ca realizare, spune tot și cuprinde în interior. Coperta de la Singuraticul e o copertă care mai mult te pune pe gânduri ea decât poate citind un fascicul alt, o fascicul mâinii, pentru că sintetizează numai într-o fotografie, o fotografie minunat surprinsă, o fărâmă din parcă simbolul cosmic al singurătății. Un drum printr-o pădure. De unde vine drumul? Nu se știe. Ce frumoasă sunt aceste ipostaze când omul are în față chemare la ipoteză. Unde duce drumul? Nu se știe. Este și o ființă umană, dar nu merge pe drum. Traversează drumul din pădure în pădure. Și mult gândită această poziție a copilului. Copil fiind pături cu trăieram, spunea marele nostru poet. Și coperta cărții scoate mult în evidență această alee, acest drum, acest drumeac, această pârtie, această trecere printr-o pădure, printr-o populație, printr-o galaxie, printr-o galaxie. Și simbolul lui Homo, nu ca sapiens, nu ca belicosus, nu ca avens, nu ca antisens, ci Homo, am spune, ab initio, primii pași, primii fiori, prima sensibilitate umană, o are numai sufletul de copil. Ce gândită a fost această fotografie? Asta e coperta volumului. Iată cât de mult acolo pe bancă poți medita asupra coperții. Să nu uităm că grupul de vegetale din fața noastră
nu se închide ca niște arcuri de triumf, arătând Părășești, Mărești, Salamini, Stalingradul, Leningradul și alte bătălii unde oamenii se ucid unul pe altul. Sunt două arcade frumoase de câmpii frunziși, peste care nu trec armate, ci trec armonii, armonii de gânduri, armonii de sensibilitate. Asta pot comenta despre coperta. Dau deoparte coperta, mă întâmpin o dedicație. Cui? Nepoțelului. Nu fiului, nepoțelului. Dacă ar fi fiu, s-ar reprezenta grafic cu AB, cu o liniuță. Fiind nepoțel, se reprezintă grafic cu un triunghi, ABC. Ori stabilitatea sub de dictatura gravitației nu ai la linie, ci o ai la poligon, la o suprafață. Și deci legătura asta între bunic și nepot pare a fi mai simbolică pentru specia umană decât legătura directă dintre mamă, părinți, copii, unde este linia dură. Și asta este și dedicația din volum. Dedic nepotului meu, pe care mi-i vorbă bunicul, țin la el, precum toți bunicii la toți nepoții de pe planetă. Mai dau o foaie. O mie și una de gânduri, prefața lui Lucian Sobăhin. Cum spuneam, o analiză minuțioasă. O analiză făcută de chirurgie, parcă o chirurgie, un bisturiu estetic. O analiză făcută din toate punctele de vedere. Dacă luăm tabelul lui Mendeleev, acolo mai lipsesc încă suță anumite elemente. Sunt așteptate din sisteme stelare. La Lucian Sorochi nici o căsuță nu-i liberă. Din toate punctele de vedere este analizată lucrarea. Îi mulțumesc lui Lucian că în felul ăsta pe mine tu treci deoparte, nu mai ai ce spune. Ce-o fost de spus, am spus eu. Și într-adevăr așa este. Îl felicit și încă o dată Laus Lucis. Mergem în interiorul cărții. O răsfoire doar. Nu ca o lectură. O lectură pe o bancă, o neatare cărți nu sunt cu mine. Este o pietate. Și dacă citim în care răsfoim cartea, vedem că predomină dialogul. De aici se vede că autorul are foarte multe deschidere către arta dramatică. Numai că e o artă dramatică nu sonoră, ci tăcută. O artă dramatică care este simbolică. Sau, dacă vreți o altă comparație, o artă dramatică precum este teatrul la microfon. Am ajuns în răsfoirea mea și la final. Care e finalul? Un gând pentru nepot. Din nou, bunicul și nepotul. Și simetrie perfectă. Bunicul a început cartea pentru nepot, nepotul încheie cartea cu bunicul alături. Aș încheia și eu cele care le-am mai putut spune, că s-au spus destule și să vă mai spune multe. Îmi amintesc de un autor de limba franceză, deși belgian, Metternich, care undeva copilașii întreabă ce dragi mi-s bunicii, dar de ce mor așa de repede? Eu, citind cartea lui domnul de iar, care azi de prezintă o lucrare, este vorba de Singuraticul, aș spune tot asimilat cu această lucrare a lui Metternich, și anume bunicul despre nepoți. De ce oare nepoții au în față două viacuri de existat? Ce și vă urez și vreau să aveți parte. Cu toată prețuirea și toată prețuirea. Înainte să dau microfonul la un alt răspuns. Două secunde. Vreau să scot prezența, în față prezența.
prezența doamnei scriitoare Violeta Lăcătușu, care mi-a făcut o deosebită plăcere să fie prezent astăzi, a domnului profesor Stai, a domnului profesor Adamovici, și cu ocazia aceasta a doamnei profesoare Cecilia Gorică Parte, care mă invit și îi dau toată considerația. Și bine ați venit în prezența noastră, dintre doamnă. Voi da pentru 5 minute domnului profesor preot Florin Suscan. Pentru mine este nu numai preot, este profesor, este absolvit al două doctorate în istoria artei și al istoriei credinței și care, cinstit vă spun, am avut foarte multe lucruri de învățat la dumneavoastră. Și de asemenea am observat acum și distinsa doamnă stejar, care ne-a ajutat de-a lungul timpului ca această societate culturală crescidra să meargă mai departe. Mulțumesc, doamnă, să rămân de și bine ați venit! Onorată asistență, permiteți-mi să-mi exprim bucuria mai întâi de a fi alături de dumneavoastră, de anfitrionul nostru, profesor Ioan Dobreanu, care ne-a invitat la acest moment cultural, la această lansare de carte așteptată de noi și totodată bucuria revederii cu mulți dintre cei de aproape și cei mai de departe, de la Piatra, de la Iași. Este într-adevăr o sărbătoare a culturii locale, această lansare de carte, pentru că am avut în anii trecuți împreună cu profesorul Ioan Dobreanu câteva momente intime, să spun, pe marginea romanului care se contura și am călătorit împreună chiar undeva în spațiul pe care îl prezintă acest roman la Billboard, la Toplița Română, pe urmele primului nostru patriar, Miro Cristea. În fiecare an de Sfântul Ilie, vreau să vă spun, Toplița Română prezduiește un simpozion național dedicat primului patriar, zilele Miro Cristea, se intitulează această întâlnire, și întotdeauna una dintre aceste zile, prin bunăvoința unui preot distins din zonă, protopopul de la Toplița, care slujește la Billboard, ne invită acolo la o sărbătoare unică. Și iată, am avut bucuria și în acest an să particip aici, regăsind în paginile romanului peisajul, oamenii și locurile acestea mult îndrăgite. Este pentru noi, pentru romașcani, o zi a împlinirii, pentru că profesorul Ioan Dobreanu pot să-l consider un om al căutărilor și căutând, ca orice căutător, nu se va opri niciodată când descoperă ceva. Din căutare în căutare, iată, el a mers la surse, la izvoare, devenind pentru noi astăzi o sursă dătătoare de bucurie și de lumină. Am apreciat mult prefața pe care criticul și prietenul nostru, Lucian Strochi, a așezat-o ca o radiografie, într-adevăr, foarte sintetică și foarte cuprinzătoare, această radiografie a romanului Singuraticul, și poate fi încadrat acest roman, într-adevăr, în zona romanului istoric sau social sau psihologic. Are un mesaj complex, dar este și o retrospectivă, pentru că ne întoarce cu mai bine de un viac în urmă, parcurge cele două războaie mondiale cu o acțiune foarte, foarte palpitantă și foarte ușor de parcurs. Domnul profesor Gheorghe Aveciobanu
a început cu coperta. Într-adevăr, deci mesajul, cărții, titlul și coperta sunt sugestive pentru că drumul acesta care se sfârșește la orizont, în taina unei păduri, este poate drumul către singurătate, dar nu în singurare. Și niciodată nu suntem singuri. Iată, profesorul Ioan Dobreanu dedică lucrarea nepotului Matei Ionuț, foarte frumos, și mă gândeam eu că, iată, o altă generație, fiul, nepotul, această triadă, familia, numită de un teolog atât de frumos, deci familia este împărăția lui Dumnezeu în miniatură. Tata, fiul, și iată apare acum și o altă generație, Matei Ionuț, care începe și încheie acest roman. Îl felicităm pe domnul profesor Ioan Dobreanu pentru această frumoasă carte pe care ne-o pune la dispoziție, o recomandăm și, fiind și preot, tot în nume personal, ca preot slujitor, să îl îmbrățișez, îl felicităm și binecuvântăm această frumoasă zi pe care o vom păstra în amintire după Sfânta Parascheva, iată, Ocrotitoarea Moldovei, romanul devine gazda unei sărbători a culturii locale și vom păstra această zi între amintirile noastre frumoase. Vă felicităm, domnule profesor, și mulțumim pentru că ne-ați oferit bucuria acestei zile. Înainte să dau microfonul unui alt mare profesor de istorie din orașul Roma, vreau să scot în evidență un mare lucru. Domnul profesor Dobreanu, plecând pe acest drum, copil fiind și având o traistă din Gălăuța și de societate de pe malul Mureșului, prin defileul Deda, Târgu Mureș, Cluj, Sibiu, totuși n-a plecat singur. A plecat cu un frate, cu un prieten mai mare ca fratele lui. Este familia Vara, care a venit după 50 de ani cu ocazia lansării acestui roman. Invitați-vă în picioare familia Vara ca să vă vadă toți că ești fratele de suflet a domnului profesor Ioan Dobreanu. Ceea ce vreau să mai scot în evidență este faptul că nimeni n-a reușit să prezinte, și asta credeți-mă, știu ce spun, răsăritul de soare de la poalele cărimanilor. Citind cartea, pentru că am fost, acum vreau să vă laud puțin, am fost primul care am citit manuscrisul. Credeți-mă că în clipa în care cu șeful comunității armenilor, venind de la Gherla, într-o superbă zi de vară, la orele 4:35, am reușit să văd acel răsărit de soare din vârfii cărmanilor. Tot este inimaginabil. Și credeți-mă, rar se poate întâlni o asemenea frumusețe de răsărit de soare. Și credeți că pot să-mi permit să spun că am văzut cam de pe toate continentele Pământului răsărit de soare. Dar credeți-mă, nu că sunt aici și pentru că profesorul Dobreanu spun că îi sunt prieten și nu este un deosebit prieten, felul cum a prezentat, într-adevăr, e suprimul răsăritului de soare. Vă mulțumesc! Și acum dau cuvântul domnului profesor Andone pentru a spune și dumnealui câteva cuvinte. Stimați și distins auditoriu, asistăm în această seară la o dezbatere legată de această carte. O carte cu adevărat remarcabilă din toate punctele de vedere, mai ales
prin conținutul ei, și la care am să mă refer ceva mai încolo, dar și prin... ce suntem de? Să mergeți acolo unde scaunul de acolo. Scaunul de acolo. Atât prin conținutul ei, care este formidabil, cât și prin prefața sintetică, dar foarte incisivă, care poartă semnătura unei ilustre personalități nemțene și nu numai, prezent aici de față, și a spus și câteva cuvinte care m-au întregit într-un fel această prefață, mă refer la domnul Storec, un om foarte bine cunoscut, apreciat, un om obiectiv, la care eu am ținut întotdeauna pentru o bine de sare pertinentă și la obiect. Această carte, vă spun de la început, eu nu am citit o carte mai interesantă după Revoluția sau ce-o fi fost aia Revoluția de Stat în 1989, ca acest roman. Romanul acesta este, dacă, de exemplu, acoperiți coperta despre care s-a vorbit chiar mai mult despre conținutul cărții ca atare, dacă acoperiți coperta și nu știți cine a scris-o, trăiți cu impresia de lector în roman că îl citiți din Creangă, din Sadoveanu, din Lâncrăjan sau din Rebreanu. Iar dacă ne gândim la un anumit destin al scriitorului Dobreanu, nu putem uita că aici în Roma n-a mai fost cineva în perioada interbelică, Max Blecher, care și acela săracu a avut o problemă foarte complicată de viață. Să sperăm că Bunul Dumnezeu îl va întări pe domnul Dobreanu, încât a ajuns acum la maximul posibilităților sale, deci pe un vârf, pe un pisc, să ne mai dea și alte romane interesante pentru familia romașcană, ca să-l parafrazez pe domnul primar, și națională. Este o carte care, îmi pare rău că tirajul este foarte mic și n-a ajuns în toate centrele culturale ale României sau în mâinile criticilor din toată țara, pentru că este o carte, așa cum am spus, eveniment deosebit. Sperăm că până la urmă se va auzi. În legătură cu această carte, de asemenea, e vorba de destinul unei familii pe cele trei generații. Cei care au citit-o, vă puteți da seama ce film serial cu trei episoade, ținând cont de cele, a ieșit din această carte, dacă s-ar găsi un regizor care să o citească cu interes și să facă așa ceva. Are toate ingredientele posibile. Peisajele despre care s-a vorbit, extraordinar de frumoase. Faptul că se referă mai mult la Bucovina, una dintre provinciile vitregite ale istoriei neamului nostru. Faptul că face o deschidere în spațiu și în timp. Spațiul la mare, măcar și antivorbitorii mei. Nu numai că se oprește în zona Bucovinei, Cernăuți, Vatra Dornei, și vorbește de Iași foarte mult, vorbește de Niceșii de aici, de aproape de noi. Nu chiar atât mult, dar sunt totuși lucruri interesante spuse. Întinsându-se în spațiu spre Viena cu muzica extraordinară, în Italia cu Veneția, Florența, Milano, Roma, unde arta și muzica au înflorit în perioada renascentină. De asemenea, această carte îți trezești interesul de la început. Dacă citești câteva foi, după aia nu mai poți să lăsa de mână cartea. Eu vă spun sincer că am citit-o și am recitit-o după aceea. Zic, să-i găsesc și câteva lacune, câteva scăpări. Foarte, foarte mici, dar ce e probabil ăla care a făcut corectura cărții, atât de entuziasmat a fost din lectură, încât spre sfârșitul cărții a mai scăpat câte ceva, dar asta nu scade cu nimic în valoarea lucrării. Această lucrare are o scriitură cu totul și totul deosebită. Oricare dintre oameni, indiferent dacă au măcar o pregătire cu 7 clasă, o școală generală, nu mai spun de liceu, este înțeleasă absolut de toată lumea. S-a mai vorbit aici despre arta dialogului pe care știe perfect să le realizeze, domnul profesor. De asemenea, nu face abuz de figuri de stil, de metafore, comparații și așa mai departe, sau de diferite prețiozități, așa cum mai găsim în alte lucrări, încât îți merge la suflet. De asemenea, chiar dacă noi ne-au spus că are și un aspect psihologic, nu face caz prea mare, adică să facă, eu știu, o jumătate de pagină cu analize psihologice sau filozofice, dar acestea nu lipsesc din carte. Această carte, eu spun așa că
Probabil că vor mai scrie și alții, sau mai scrie și alții. Să nu se supere nimeni pe mine. Eu nu am citit enorm de multe cărți, dar din lectura mea de până acum, mă gândesc la așa ceva. De asemenea, trecând dincolo de, să merg la conținutul cărții, face aceste introspecții istorice, politice, culturale, economice, religioase, extraordinar de interesante. Fără doar și poate am să mă refer la, în special la cele cu caracter istoric. Face un arc în timp, de la începutul în societății românești și până în zilele noastre, cu accent deosebit pe ultimele două veacuri. Și apar și strămoșii noștri daci și romani, în discuțiile celor care alcătuiesc substanța cărții. Apar și mari voievoți care am avut în evoluție. Apar și epoca, apare epoca modernă cu realizările ei, cu Cuza. Apar cei trei sau patru regi pe care a avut România, patru. Carol I, Ferdinand Întregitorul de țară, după aceea Carol al II-lea, care vorbind de cultură, a avut el alte păcate care țin de viața lui privată, dar pentru cultură a făcut foarte mult în țară. E, a venit și ultimul. Ultimul are și el un merit cu ghilimele de rigoare, mă refer la regele Mihai, că l-a dat pe mâna rușilor pe unul din mari patrioți ai neamul nostru, pe Marușarul Antonescu, care după aceea știți că a fost dus în Rusia și după 2 ani omoră. De asemenea, evenimentele de la începutul secolului 20, scola de 1907, războaiele balcanice, primul război mondial, Marea Unire, după aceea epoca interbelică cu Constituția dată în 1923, legea rurală, de asemenea și mari de personalități în această perioadă, un Iorga, de care putem vorbi foarte mult, familia Brezeanu, cu mare ei reprezentanță. Am ajuns la al doilea război mondial. La al doilea război mondial se oprește pe un prieten foarte interesant cu ce și-a însemnat 23 august, care înainte era sărbătoarea noastră națională, nu pot să evident. Ce a însemnat ocupația rușilor care au plecat armatele lor în tocmai 1958 din România. Problema jertfelor umane, în special din elita românească, vestiri închisori care au fost în acea perioadă, colectivizarea forțată, ateismul pusitor care a fost înainte și, bineînțeles, că ajunge la evenimentul de ultim, cel de Revoluția Ungară, răspundând să o consideră o lovitură de stat și eu zic că a fost un amestec de revoluții cu și lovitură de stat și urmările în timp. Acum am scăpat de cei care ne-au dominat atâta timp și am dat peste alții care vor să-mi ia și suferă. Asta ar fi o introspecție foarte suficientă în plan istoric, în plan politic. Vorbeam de familia Brădeanu, de ceilalți corifei politici românești, între care și Nicolae Petrulescu. De asemenea, în plan religios, cât de mult, și sublinează acest lucru, cât de mult a însemnat credința pentru neamul românesc. Românii s-au născut popor creștin, chiar din formarea lor ca oameni, ca popor au fost creștini și lucrul ăsta este foarte important. Vedeți acum ce înseamnă ateismul pusitor, ce a făcut acum pentru societatea românească, mă refer la moralitatea ei care este degringolată total. De asemenea, dacă vreți, în plan economic, se vorbește atât de frumos despre zonele alea care erau cândva foarte bune. În special, am spus, zona munților care fac trecerea dintr-o parte în alta, din Moldova, în Transilvania și invers, cu tot ce se ține acolo. Și bineînțeles că s-ar putea spune foarte, foarte multe lucruri și despre celelalte aspecte care le-am menționat. Merită toată stima și considerația noastră și vă rog să-l felicitați din suflet pe acest om, să-i citiți cartea pentru că nu veți avea ce regreta și dacă vreți să mă înjurați, înjurați-mă pe mine și nu pe autor, dar eu sunt convins că nu va fi cazul pentru că este o carte excepțional de bună și pentru asta eu îi mulțumesc ca tot. Înainte de a da cuvântul unei alte persoane, vreau să aduc la cunoștință că mai sunt prezenți aici și președintele comunității rușilor pipoveni, domnul Reșit, care urez toată multă sănătate și toate cele cuvenite. Familia profesor Șerban, traducești care au venit, prezentă în mod motiv.
cât și a doamnei profesoare Eva Lazea, care este membra Societății Culturale de Gila, dar fiind mai la Sărea, n-am observat-o și luntă, și luntă de ape, cred că am fost luat și de sentimente, am cam uitat. De asemenea, vreau să dau cuvântul unei doamne care nu... Doamna profesor Popescu, 5 minute aveți. Și colegii, și tot. Felicit pe toți cei care fac parte din această asociație literară, nu? Excepțională, și prezentarea celor dinaintea mea excepțională. Sunteți curioși. Eu am fost colegă cu domnul profesor, autorul acestei minunate cărți, cu domnul Ioan Dobreanu, profesoară de român, am fost la liceul 2, ca să știți, pentru cei care nu mă cunosc, și domnul profesor mi-a fost coleg. Și am avut întâlniri la școală, bineînțeles, în cenaclul, discuții despre literatură, pe care îl felicit, îi doresc sănătate, succes și putere să mai scoată tot așa un roman frumos, interesant. Singuraticul să nu ne imprime sentimentul de durere, de tristețe după ce citim cartea. Singurătatea se poate învinge prin noi, prin puterea noastră, prin puterea dumnezeiască, se poate învinge singurătatea pentru oamenii puternici. Vă felicit, domn profesor, vă urez sănătate și familiei, putere de muncă și o mie de ani să mai publici, să trăiești. Discutam și ca să-i amintesc, să-i mai văd lacrimi în ochi, aminteam de billboard. Vezi că l-am uitat? Da. De o zi, de Ardeal, societatea acolo, la locul de naștere. Vă mulțumesc din suflet, vă urez sănătate și să nu mai fiți singuri. Da. Voi da microfonul domnului inginer de Loi, care într-un cuvânt sucint vrea să spună câteva. Bună ziua tuturor! Vă mulțumim că sunteți aici în acest templu de cultură al romanului, la o așa manifestare deosebită de cultură, deși nu fac parte din pleiada de scriitori și poeți al romanului, al județului. Profesiunea mea este una tehnică, țin să apreciez foarte mult aceste manifestări de cultură, pentru că fiind și consilier și făcând parte din Comisia de Cultură și Învățământ și Culte din Consiliul Local, vă asigur aici pe toți scriitorii și poeții, pe toți iubitorii de cultură, viitoarele proiecte care vor ajunge în Consiliul Local, la care trebuie să ne dăm o aprobare de domeniul culturii, nu voi prepeți niciun efort ca aceste monumente de cultură să fie aprobate, chit că este arhitectural, chit că este comemorativ, voi sprijini cultura romașcană peste tot. Și vreau să transformăm acest oraș,
parafrazându-l un pic pe Salvoveanu, când spunea că locul unde nu s-a întâmplat nimic într-un roman de-a lui, acest loc putea fi orice oraș patriarhal din România, inclusiv Romanul, dar uitați-vă că în acest oraș s-au întâmplat multe și se vor întâmpla multe și nu vrem să devenim un oraș patriarhal, industrial și cum am fost catalizați, să devenim încet, încet un oraș cultural, un oraș cu istorie bogată și multă cultură. Vă mulțumesc tare mult! Înainte de a încheia timpul pericul al nostru, vreau să aduc la cunoștință că această clădire pe care dumneavoastră o vedeți restaurată, pe care datorită iubirilor orașului s-au luptat vestile de față și o doamnă Flora Ordean, dar și domnul profesor Ioan Dobreanu, cu părintele Cornel Paiu, președintele Societății Culturale Cresidra, cu șeful comunității Elen Inginer Boris Cepalis, cu subsemnatul ne-am zbătut și am realizat ce vreau să scot în evidență, că nicio luptă nu poate fi câștigată fără voință, fără penetrare, fără forță. Ori forța a plecat de la Singuraticul, încetul, picătură cu picătură și s-au făcut mulți. Deci orașul roman poate să aibă acest simbol al târgului, Casa Vasile Ioachim, datorită acestor oameni și în primul rând a edilului care s-a zbătut, iar noi l-am susținut. Dar și dumneavoastră, prin participarea și prin prezența la simpozioanele și la aceste incursiuni crescidrice culturale, cu oameni deosebiți, ne dați puterea și el anul să continuăm. Dau acum cuvântul, dacă mai dorește cineva să spună ceva. Și dacă dorește. Atunci vreau să mai prezint și pe președintele comunității elene, armene, Elena n-a venit? Nu. A comunității armene. Emanuel Nazarentian, de asemenea un sufletist și un membru de seamă al Societății Culturale Clepsidra, care de asemenea s-a zbătut și se zbate ca în târgul Romanului să avem posibilitatea să ne desfășurăm activitățile culturale. Cu asta declar închisă manifestarea și voi da cuvântul autorului. Transmisiune direct, asigurată de Roman 24 online, cu sprijinul domnului Ioan Țarălungă și a domnului Ioan Munteanu, deputat de viață. Vă mulțumesc!